Meu nome é Constantin Ciumac. Vivo de la Costa Uts. Soroca. Soroca. De la Soroca veniți? De la Soroca. E un sat pe malul Nistrului, bogat în vieții și în granit. Avem extraordinar cioplitori în piatră. Avem o casă de cultură din 1901, din granit și piatră, care e monument istoric. Și avem niște oameni extraordinari care iubesc cânti, iubesc arta, iubesc tot ce e frumos. Ce v-a făcut să veniți la Moldova? Vrem să facem de arta poporului nostru, care din generație în generație crește. Vrem să o păstrăm, să o transmitem celor mici, ai noștri. Am două fete, una e profesoară de franceză în localitate, alta trăiește la București și am și două nepoțele care iubesc tare mult. Îmi duc activitatea în casa de cultură. Poezii facem de dragoste și de iubire. Și de mult creați? Am să ne zic și poezii, da, text pentru cânci. Mi-a luat desaj în spate, sapa, și am venit la Moldova, are talent. Poftim! Succes! Domnule! Salut! Bună ziua! Ce fel de artă vreți să ne propuneți? Ecvarele tare, liber, o lucrare care se numește Spre țărmuri depărtate, noi moldoveni plecăm. Creații proprii. Suntem foarte curioși. Spre țărmuri depărtate, noi moldoveni plecăm. Noroc și sănătate la toți noi vă zicem. Tra-le-lea, oi-le-lea, toți pleacă în Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Turcia. Dar mai îndrăzneți să șine în Racovăț. Satul întreg strânge banane, apelsini, portocale și plătesc pe telefoane. Money, 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 ma. Moldovenii fac azil de bătrâni în Israel. Pentru dolari fac și vrei la arai și la evrei, la bărbați și la femei. Fete tineri mlădiții cu părcreți de mioriți, pentru bani în vânt se duc. Șapte-l pupă pe un turc. Gura lor e strop de miere, turcul mânuța li cere. După dragostea înfocată, câte una-i roșănată. Domnișoare parfumate au țigări mai aromate. N-au rușine nici șonchic, dar cu cerșei și la buric. De când străiesc cu gheță, eu plec pește graniță. Nimeni nu știe ce fac cu bani plăcerile, îmi fac și apoi mă acasă, gospodină serioasă, cu dolari și îmbrăcată, chiar onoarea de patată. Comersanți, valutari, businessmani, care ieri erau toți speculanți. Eu de aici și încolo duc, eu dincolo încoașa duc, banii rotesc, impozit nu plătesc, dar să plâng, oh, oh, și greu trăiesc. Au deschis din tăi buticuri, 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 șap fel de fel de șiretlicuri. Grătărașă, frigărui, leul este leul noi. În loc de fabrici și uzine, la tăt colțul, magazine, magazine, pavilioane, toți stau parcă scapcane. Și l-așteaptă pe țăranul, pe ghetul nostru moldovean, să vii de pe ogoare, dar mai ales de peste hotare, să-l golească de parale și iei tot din buzunare. Moldoveară, ascultați-a mea morală, neamul eu de moldovan, cei din vița lui Traian, cei din fiul lui Ștefan, să trăiască în frăție, să trăiască în avuție și cu toții să muncească, soarta și să hotărască, aici, aici la vatra strămoșească. Neamul eu de moldovan, de român băsărăbean, să devii cu adevărat european și punctul. Mare doar de plasă!
Chiar eram foarte curios, Constantine, cu ce o să termine această poezioară. E clar, e sinceră, e din suflet. Colegii mei probabil s-au dat cu părerea. Eu m-am răzgândit, eu zic da. Opa! Opa! Ce înseamnă concluzia pe final? Tania? Da, problema a fost că n-ați făcut-o mai scurtă toată poezia asta, pentru că nu doar pe noi ne pierdeți, o să pierdeți și publicul de acasă data viitoare dacă o să fie poezia așa de lungă. Și eu m-am răzgândit și tot da, vă spun. Domnul Constantin, aveți 3 de da, mergeți mai departe. Ne vedem data viitoare. Succes! Mulțumim frumos! Mulțumim spectatorilor! 3 de da! Bravo!